Am respirat whisky, am tras pe nas. Ce prost ești. E foarte greu. Auzi, mie știi ce mi-ar plăcea să pot să fac? Când merg în emisiuni de astea la tele... Plângi, iubirică? Dacă mă aștept cu ultimul ziar și n-am apucat să-l citesc. Și acum poți să-l citești, dar mai greu. Trebuie să citești printre rânduri, dacă mă înțelegi. Episod de podcast S-a și râs. Astăzi filmăm un podcast live de la Club 99. Suntem aici cu foarte mulți oameni în public și o să-i rugăm să facă un pic de gălăgie ca să se audă că sunt aici. Am sincronizat bine banda. Și acum 6 comentarii pe YouTube. E pus pe fundal, dar noi suntem proști. Noi nici nu există Club 99. În primul rând nu există Club 99. Cât de prost să fii, câtă lipsă de inspirație să ai să dai numele Club 99, că e pe Dacia 99. În primul rând. Adică clubul ăsta a fost deschis de 3 comedianți și Narcisa și deci n-a avut nimeni inspirație. S-au uitat, efectiv, au ieșit în fața clubului și au zis, cum să-l numim? S-au gândit la procente, s-au gândit la procente, 33% fiecare, știi, și 1% rămâne. Bă, să-i zicem... Club 99, 100% comedie? Ce trolee trec pe aici? Știi cum e? E ca o liniuță de aia, ca o liniuță de încărcare blocată, știi, care a rămas la 99% tot timpul. Mai are un pic să fie perfect? Nu, Club 99 e ca un, da, la de spel WC, o soluție, știi, că omoară până la 99%. Nu e, adică, Club 99 nu e 100% că o să râzi. Până la 99% din oamenii care vin la show râd. Până la 99 din 100 de oameni râd. Auzi, ci că e statistic că în jur de 10% din oamenii care vin la show-uri nu sunt bucuroși, nu le place show-ul. Știați asta? Nu știam. Nu vă roade un pic? La mine credeam că sunt mai mulți. 10%? 10%. Cel puțin 10% dintr-o sală, indiferent dacă sunt 4.000 de oameni, că nu sunt niciodată, știi ce zic? Sau... Dar cine a făcut statistica? Costel. Voiam să încep cu un subiect, dar am pierdut evident poza pentru am pus-o pe nu grup. Cazi, nu cazi, să ok. Nu cad. Nu cazi că nu. E ăsta în spate, adică da, e un gol. Mi-a căzut în spate scaunul. Da, ia vezi, te deranjează? Nu, e bine, gata. Da? Am primit o poză pe net, am avut un podcast în care eu am spus în glumă, dacă mai cropuiți și puneți pe net, că dacă am putea să salvăm lumea de la război, da, i-aș face lui Putin un sex oral, nu mai zic sub pula că au pus pe net. Da. Și cineva a cropuit și e un site unde apare ca și cum ar fi pe bune. Ați văzut asta? Am văzut că ai pus o poză, că cineva cred că din Transnistria sau Moldova, că nu mi-e clar dacă e același lucru, a pus că uite, ăsta e Occidentul, asta vrem. Da. Asta fac ăștia în vest, domne. Suc pulile așa, se duc la tot felul de lideri. Că de-aia există comedie în Europa de Vest. Auzi, da, ce să facem? Să nu mai vorbim la liber, la podcast, că o să cropuiască oamenii și o să ne luăm? Că mie mi-e frică un pic, acum ăsta e în foarte multe locuri video în care zic că domnule, și mă luase și flama, că eram singur acolo în studio. Eu am mai uit că e o cameră. Îi suc eu pula lui Putin. Da, zicem și noi acum, mă arunc și eu, îi suc și eu pula lui Putin. Crezi că, stai un pic, crezi că Putin a văzut asta și de-aia sunt întâlnirile astea cu Macron și cu Joe Biden în continuu? Da, Joe Biden negociază, zice că bă, s-ar putea să o găsim pe Maria, dar... Da. Auzi, dacă Rusia intră în România doar ca să te găsească Putin pe tine. Dacă Putin e în biroul ăla așa la 6 metri distanță de toți aia, așa e, să mi-o aduceți pasta. Frate, dacă e corect omul, dacă și-o arde corect, eu am spus, deși eu n-am zis să vină Putin să îi fac un sex oral. Dar... Adică să nu vine el să te duci tu? Nu, nu. Pe banii tăi? Deci fii atent, dacă am putea salva într-adevăr omenirea de la World War 3, că eu am făcut asta, da. Plătesc eu Uber și mă duc. Te-aș duce eu cu mașina, te-aș conduce până acolo, te-aș duce în brațe așa, te-aș așeza pe pat la Putin. Dar dacă ar fi asta, dacă ai intra în istorie așa, cum e povestea aia cu o băiețelul din Belgia, Manon Capis, ăla care are și o statuie, că s-a făcut pipi pe fitil în primul sau în al doilea război mondial și de aia a salvat orașul de bombardament.
Dacă tu o să fii în istorie, nu femeia care a făcut stand-up, femeia care a salvat Europa de la al treilea război mondial. Păi trag și tare. Și spose cu tine, cu Putin, cu... Peace. Da, chiar, dacă ar fi să-ți facă cineva o poză în timp ce îi faci sex oral lui Putin, n-ai vrea să te uiți în cameră și să fii gen, hey? Da, să fii make sex oral, not war. Sunt foarte multe... Sunt foarte multe poze cu femei care fac sex oral fără să salveze lumea. De ce ar fi penibil dacă o și salvezi? Dar cum ar fi dacă n-ai fi Maria Popoviș care a câștigat Ai Umor și mama ta s-ar mândri cu asta? Dacă mama ta ar vorbi cu prietenele ei și a zis, auzi cumva Maria... De-aia salva, nu? Da. Dai, și mai câtea mândră, fata mea era. Da. Ar zice da, da. Păi și ți se pare normal, Elena, să vorbească urât în timp ce suge pula? Deci, ți-am zis că maica mea a mers cu un șofer de Uber care nu știu de ce a recunoscut-o și a zis că sunteți mama Mariei Popovici și a zis, da, cred că îi chemasem eu Uber-ul. Și a zis că vi se pare normal cum vorbește și a durat de 40 de minute. L-a certat mama 40 de minute. Și cursa a durat 15. A fost super supărat. Dar cum vă permite să spuneți aia? Dar ce importanță are? Dar dumneavoastră credeți? Deci, l-a certat și n-a mai zis nimic. O zi frumoasă, la revedere. I-a dat și review prost? Nu. Asta era mișto, dacă știa mai câta să scrie. Bă, că tu-s morți. Cu caps lock, știi că așa scriu toți. A zis că fata mea vorbește urât. Futu-s morți, mătii. Cu liniuță, că nu de la mine a învățat, băgam mie șpula, luați-a și familia. După ce că v-a salvat pe toți când i-a subul. But very good driving skills. Și pentru cine a uitat, uitați link-ul când îi suge. Și marea mea problemă e că l-am rugat să dea căldura mai încet. Și bomboanele erau cu ananas. Băi, știți că sunt ia, Manciu, ia, vorbesc. Zici că Dumnezeu ți-a dat ideea. Liniște. Bă, stai un pic. Am un gând, bă. Stați un pic să mă așez mai bine. Pentru că încă mi-am dat seama că nu e bine. Mi se văd chiloții. Păi lasă-mă că așa la trage pămputin. Nu, că nu vreau să mi se vad. Vreau să stau așa, stau tot. Dați rachetele aici. Zi, Manciu, stai că mă întorc așa, zi. Stai că-ți dă Putin nuclear acum. Așa. Ideea este că sunt multe filme porno, sunt spoofuri. Tu le știi pe toate. Le știu pe toate. Dacă vreți, vi le spun pe... Știi, ca din Biblie, vă spun tu pasajul. Ești primul om care a început cu spoofuri în filme porno, nu cu alea normale. Păi da, m-am săturat de alea normale. Știi? Nu ai început. După ce le stochezi pe toate, după aia treci la varianta Caterinca, știi? La Albă ca zăpada și cei... Așa. Așa. 7 oameni de dimensiuni mici. 7 oameni potriviți, să zicem. Pentru bagaj de cabină. Puțin, nu mai ai voie să zici titlul basmului Albă ca zăpada până la sfârșit? Eu nu risc să zic, eu nu risc. Păi Albă ca zăpada nu poți să zici, că deja e... Și cele 7 persoane cu pula mare, dar de înălțime mai mică decât pula. Aveți scană. Am ADHD, iartă-mă. Spune ideea ce ți-a venit. Așa, sunt multe filme porno care sunt spoofuri, care se fac cu persoane care seamănă cu vedetele, știi? Da. Și mă gândesc, ai fi mândră să apară un film porno cu o tipă care seamănă perfect cu tine și să umble chestia asta? Mă întreb pe mine? Nu-mi doresc. Nu, pe ea, că știu că tu ai fi mândru. Adică, nu-mi tu doresc. Ai da upload. Adică. N-am nicio părere despre chestia asta. Mi se pare că dacă vrei să faci filme porno foarte bine, fă, dar nu-mi doresc să fac eu sau n-aș fi mândră. Nu mă, să semene cu tine. Să fiu mândră, Maria Popovici, take it after the show, nu știu. Takes it after the show? Da, Maria... Implică ne culcăm după fiecare show, somn. Păi tu nu ești tu, mă. E ce-și imaginează ea. What does Maria do between the... Între show? Maria swallows material, știi? Ar fi... Bine, Maria bravo, swallows material. Foarte frumos, mi-a plăcut. Voiam să zic ceva înainte de asta și nu mai țin minte. Mai să zic ceva. Ai zis tu că filme porno, că le știi pe toate, de maică ta. Filme porno, maică ta? De-aia o știa uberistul? Vezi, prostule, că s-ar putea să se uite mama la podcast. Nu, că îi dezinstaleze Windows-ul între timp până apare. Îi tai netul. Că o să vină o vecină să-i arate. A, mi-am adus aminte ce voiam să zic, dar n-avea legătură. Da, deci, logic. S-au scumpit cartofii, ia? Vezi că are cană acolo. Mi-a zis cineva acum, mamă, iară trec de la un subiect la altul. Hai să încerc, Maria, concentrează-te un pic. Nu, vă zic și asta. Deci, mi-a zis cineva că a fost în Cuba de curând. Așa. Și acolo cartofii sunt foarte, foarte scumpi pentru că nu cresc cartofi. Și un sac de 10 kg de cartofi costă 70 de euro. Mamă, 70 de Fun euro. Fun fact.
Deci m-aș îngrășa cu mult mai mulți bani decât aici, asta e ideea. Așa, altceva voiam să zic înainte. Așa, mă gândeam că acum beau acest pahar de whisky singurul, prinții, nu mai aduci nici dacă cer. Așa. și aseară a fost pentru prima oară în viața mea, mereu dacă sunt mahmură și am un show de stand-up, știți că mă plâng mult înainte că mi-e rău și... Tu? Dar după aia fac show, adică când mor pe scenă am adrenalină și nu se întâmplă absolut nimic. Aseară a fost pentru prima oară când mi s-a făcut rău pe scenă, pe, în timpul actului sexual, nu, gata. În timpul show-ului. Și n-am știut ce să fac. M-am gândit la Costel, care știu că a pățit asta odată la Galați. Mai țin minte când s-a dat jos de pe scenă, a zis: îmi cer scuze, reprogramăm show-ul AE. Da, i s-a făcut rău atunci că era doar 50 de lei biletul. Dar mă gândeam ce căcat să fac. De chiar mi-era rău și am făcut o glumă. Am zis că trebuie să stau un pic jos, noroc că e ăsta aici. Și că n-aveam show în altă parte unde nu e ăsta. Și te-ai întins? Nu m-am întins, m-am așezat. Și m-am gândit măcar să duc propoziția până la capăt și după aia să mulțumesc, să mă dau jos, să zic că mă întorc mai încolo, să urce Mincu. Dar mă gândeam că dacă nu mă mai întorc, m-am luat toate gândurile din lume și am tras de mine ca de un cal mort și am dus show-ul la final. Mamă, deci ai muncit. N-am stat pe scenă cât trebuia să stau. Aveam timp de stat pe scenă, cred că 30 de minute și la 19 minute am rupt ușa. Am zis: mulțumesc frumos, Club 99, seară bună să vezi. Nu mai puteam, cu cât plăcere. De, da, cât mersi. De prost să fii să tragi de un cal mort. Serios, că mă gândesc că un cal mort nu rămâne în picioare, nu? Dacă ești tu calul mort... Depinde cum moare. Dacă moare la minus 20 de grade, s-ar putea să rămână așa. Ca blugii, cum rămâneau blugii așa drept când erai mic și înghețai. Dacă a fost ud și a murit la minus 20 de grade, rămâne blocat. Un cal mort ud. Da. Ca de un cal mort ud am tras. Dai seama că trebuie să sun prieteni, să-i chemi, să te ajute să tragi de calul la mort? Dar, care ar fi situația în care sun prietenii? Deci, cu aia fii atent. Sunt în Bergeni. Ia un taxi și vine-o că-ți explic eu. Care e faza? Am intrat cu calul în parcare și acum n-am cum să ies cu tichetul ăla. Și ca să-l scot. Ideea, el a căzut într-o parte. Eu am încercat să mă urc într-o parte așa, să fac așa într-o parte, dar n-am mers. Dacă și... am normaliza să mergi pe cai pe stradă din nou și am avea mașini, dar și cai. Stai, de când e anormal? Să cum ai piste de biciclete, să avem piste de cai și să venim pe cai la show, să fie căcat aici în față. Dar stai un pic, că e căcat aici în față. Pare că... să fie de cal, deși nu miroase. Dar... De-aia se zice căcat la actor, nu e ok să zici baftă, trebuie să zici căcat și eu mult timp am zis căcat colegilor mei înainte de un show, dar n-am știut de ce și am aflat de la profa noastră de istorie din facultate că asta era ideea. Pe vremuri, la teatru, oamenii, dacă se plictiseau, ieșeau din sală și își luau caleașca și calul și plecau. Și atunci era mai puțin căcat în fața teatrului. Adică dacă spectacolul era bun, rămâneau toți bogătașii care veneau cu caleașca și atunci calul, stând atât de mult timp în față, se căca. Cum stăm și noi, ne căcăm când așteptăm la coadă. Și actorii vedeau mult căcat, ziceau: uite, n-a plecat nimeni din sală, a fost bine. Și de aia se zice căcat. Serios, nu e o glumă. Chiar nu e. Și urarea echivalentă în ziua de azi ar fi mult eșapament sau care ar fi? Multe bolturi. Multe bolturi. Surcharge. Multe semințe. Dacă și noi oamenii când am stat mult timp să așteptăm ne-am căca. Păi nu, se întâmplă asta? Dacă ai stat la coadă să plătești o factură și te-ai căca, ar fi normal. Nu vă supărați, eram și eu în spatele dumneavoastră, mă duc să mă cac. Nu, acolo, la coadă. Da, mă duc 2 metri. Ca eu asta fac. Eram și eu în spatele căcatului dumneavoastră și dacă se poate... Și îți pui căcatul mai în față așa. Grămăjoară așa, stați. Să facem. Bă, știi ce mă rupe? Mă rupe iarna când ninge. Stați, are cineva o coala 4 ca să-l iau ca lumea? Să... Trebuie să o bagi foarte repede, știi? Să și să fie o băbuță care știe, se bate mai ca lumea, nu așa, că trebuie adunat, trebuie un pic de... Eu mă bucur foarte mult că sunt prietenă cu voi doi. Da. Eu n-aș mai... Cu cine să mai vorbesc? Că n-am cu cine. Uite, Minculescu. Soțul meu, căcatul ei îl bate așa? Să faci și eu căcatul. 34 de ani are, adică nu e vorba că e tânăr, dar el când o să fie mare nu o să mai zică asta, știi? Asta Maria, e... Maria, felicitări. Ai pus mâna pe el. De aici doar îmbătrânește și ea mai razna. Da. Da, mă, zi ce vrei să zici. Iarna mă rupe că sunt căcații. Exact așa începe. Exact așa. A început de ieri să cadă cât un fulg. Acum iarna. A stat. Iarna de Viorel Dragu.
Mă rupe că sunt căcații ascunși sub zăpadă și calci în ei. Și găsești mai greu? Trebuie să-i caut ca porcul, știi? Cum caută, cum caută trufei, eu așa îi caut. Te rupe că nu ai noroc iarna, nu? Mă rupe că se face degradeul, adică eu când calc în căcat vreau să fie direct maro, nu vreau să fie așa alb în straturi murdar până de la maro, știi? Ai mai călcat asta în căcat capcană. În ultima vreme? Nu, că n-am mai nins și asta e o altă problemă. Încălzirea globală, asta e problema. De aia nu mai câștigă nimeni la loto, că nu mai vedem în ce să călcăm. Eu dacă îi văd, nu calc intenționat, știi? Dar dacă e zăpadă, calc așa ostentativ, poate nimerez vreunul, știi? Bravo, Banciu. Da. Asta e o problemă foarte mare, că nu mai ninge. N-a nins vara asta, a nins iarna asta. A nins? Serios? Nu, vara să bei și apiță, da? Să bei și din apiță. Da, trebuie să... Deci asta e problema, s-au scumpit gazele. O să beau și apă. Da, s-au scumpit gazele, calota glaciară se topește, nu mai e căcat în București. Da, mă, pentru că acum oamenii s-au civilizat și strâng căcatul, bagă mâna în punguliță și strâng căcatul. Da, și l-aruncă mai încolo. Serios, am văzut eu unde merg eu, toată lumea strânge căcatul. Dar eu de-aia nu-mi iau cal. Nu-ți dai seama că n-ai cum să bași cu pungulița aia să iei căcatul, să fii cu un sac de la de gunoi de... când rupe așa să o de bum! Și îți iei așa pe umăr. Eu am pungulițe la mine tot timpul, pentru că sunt super civilizată și se mai cacă Banciu și strânge. Nu cred că ți-a ajuns, cred că trebuie să saci de 60 de litri la mine. Eu dacă mă cac știu de unde am plecat de acasă, trebuie să mă urmărești să te duci așa să-l aduc. Ce îmi place viața mea. Ce bună e discuția asta. Fix acum live. Ne-am gândit noi ce subiecte. Căcat, intrăm în căcat în prima. Nu, eu am alte subiecte, dar n-am ajuns la ele. De la păi ce am vorbit până acum. De căcat n-ai ajuns la ele. Bine mă, dacă nu vă convine nu ai călcat într-un subiect de căcat și acum nu poți treci. Fiți atenți ce vreau să vă zic, că e super inteligent. Da. Deci eu am trei subiecte pe care mi le-am notat aici în telefon. Și așa, primul subiect. Da. Mă gândeam la chestia asta. Voi aveți vreun ritual de îngrijire a tenului seara? Știu că sună penal, dar promit că mergem undeva cu subiectul ăsta. Adică obișnuiești, când ajungi acasă, ce faci pentru fața ta? Da. După ce te împerechezi? Pentru fața mea? Deci după împerechiere... Mă împerechez! Și imaginez! Oana! Hai, Oana! Hai, veniți! Hai! Hai că am venit la show și mi-a ieșit bine! Hai! Oana vine așa, au râs. Fix așa cred că vine Oana. Zi-mă, ce faci pentru fața? Voi v-ați gândit la faptul că îmbătrâniți și voi sunteți actori și ar trebui să aveți tenul, ok? Aoleu, da. Acum că spui, m-a luat cu transpirație. Deci ce mă întreb de fapt, ce mă întreb e cum întrețin fața asta de înger? Asta vrei să întreb. Da, da, da. Da? Da. Cu înger de cu mult umor, cu mult zâmbet. Serios, n-ai niciun produs pentru față? Ba da, am o chestie, un săpun special pentru față cu care mă spăl uneori pe față și alte ori pe mâini că sunt lângă și le confund. Deci asta e tot ce fac. Eu nu cred că există săpun de față. Tu te speli, adică te speli cu săpun. Adică mă spăl cu săpun pe față, da, eu asta fac. Diferența între săpunul de față și săpunul de mâini e o etichetă. Nu e. Dar au ieșit pe acolo și au zis, ce e asta? Nu știu, pune și tu de față, de mâini. Face unul de călcâie, pune de călcâie. De urechi, pula mea, sunt proști, o să cumpere. Tu ce faci? Eu ce fac? Tu ce faci? Eu mă spăl cu ce-mi zici tu, cu tubul maro. Nu, e un tub maro, serios, nu știu cum se cheamă. Eu am reținut că mă spăl cu tubul maro. Nu zicem cum se cheamă, zici dar ce faci. Dar nici n-ai ști cum se cheamă. Dar e vrei tubul să spun maro. Eu de ce e maro? Dacă nu, tot am vorbit până e acolo. Tubul maro, mă spăl cu tubul maro și după aia mă dau cu crema mov. E o cremă într-un recipient mov. Și tot arăți în halul ăsta. Deci fac mare de deci e atât de anormal, deci, serios, dacă noi ne dăm cu 20.000 de creme, eu așa, eu am multe creme, mi s-a explicat de la oamenii care se ocupă de fața mea, pentru că eu am o echipă de oameni care se ocupă de fața. Păi îți trebuie o echipă pentru fața. Să rămâne, suntem echipa de față. Și mi se fac proceduri, mi se zice că asta... Nici nu știu să vă explic ce îmi fac la față oamenii ăștia. Pentru că bărbatul trebuie să aibă pieptul mare, trebuie să aibă așa și personalitate puternică. Ai și așa, ca să nu zici pula după ce ai vorbit de căcat pe aici? Puletul,
Așa. Serios, pachet consistent? De ce? Adică voi nu vă îngrijorați că o să aveți riduri și o să arătați nașpa la televizor? Conteze. N-o să conteze. Nu. Cu cât mai multe riduri, cu atât mai multă personalitate. Cum ar fi să... Eu nu mai pot să urc cu riduri. Să urc aici la 99 cu riduri. Păi mă iau ăștia la... Bă, tu nu vezi, mă, că e riduri. Serios, mă, nu-ți pasă deloc? Nu, mă doare în pulă. Și chiar dacă o să ai riduri, nu o să te oftici? Ia uite, ia vino, ia uite. Uite aici, ia uite. Ia uite. Da. Păi ăla e că se uită ur la tine tot timpul. Stai așa tot timpul încruntat. Și de... Deci nu vă pasă. Nu știu, da, mă, ba, da, nu, eu chiar îmi dau când spui tu, mi-aduc aminte și îmi dau cu tubul maro și cu crema mov. Ce ți-am zis azi că trebuie să faci? Dimineața tubul maro, tubul alb, nu maro, maro e al meu, n-ai tuba de tubul ăla. A, tubul maro nu poți să-l folosesc? Ăla alb. Ăla alb? După aia te dai cu cremă de zi, după aia dacă ești pe stradă SPF, da și mă! Și dacă vin pat STF. S-a și râs. Și care e faza? E atât de prost că trebuie să-i faci color coding la ele. Știi că nu poți să rețină cum se numește. Nu, dar pentru bărbați... Da, mă, trebuie să ai grijă și tu de fața ta. Vrei să ajungi să spui botox? Da, iubita, sunt de acord că trebuie să ai grijă de față, doar că bărbaților trebuie marketată diferit chestia asta. Nu poate să fie că riduri. Trebuie să fie trebuie cum să zici... e la gelul de duș. Au dat denumiri Deep, Cool, Ocean, Arctic, Challenge, Aruncați-mă lupilor sau cum se mai cheamă, nu știu. Trebuie să fie o denumire de asta, știi, la bărbație. Dă-te cu asta pe față și o să poți să agăți după ce divorțezi. Nu, mie trebuie să-mi zici că dacă îmi dau cu cremă pe față îmi crește pula, asta trebuie să-mi zici. Trebuie să mă minți asta 30 de ani. Dar și nu să toată lumea are problema asta. Dar nu, ți-e crește... Dar n-am nicio problemă asta. Ți-e crește pula că ți-intră crema aia, nu mai vezi bine. O vezi așa dublată în ceață și ai impresia că e... Mi-e crește pula că e cald, știi, de la tare. Și mie mi se contractă exact. La frig. Nu? Da, și nu la noi are. În casă e frig mereu, de 10 ani. E frigul dracu, nu înțeleg. Dacă ne putem dezbrăcați. Ar trebui doar să deschizi șlițul așa. Te fuți doar când anunță la meteo că e caniculă. Te uiți, a zis busul că e frig, la revedere. Nu? Și nu mai pa- deci voi... Ca să vă îngrijiți, nu vă pasă decât să aveți gel de duș și deodorant. Da, băi, nu. Eu mă dau câteodată cu cremă pe organism. Pentru că, pentru că iarna mă deshidratez puțin, și mi se usucă puțin, pielea stai. Cremă. Te dai cu cremă pe corp? Pe corp, da. Pe tot corpul mă dau cu cremă. Nu, fără mișto. Da, n-ai intrat pe Twitch? Nu m-ai văzut? Ce mă, chiar te dai cu cremă tu pe tot corpul? Tu ești din cadă și cu părul ăla de pe tine faci așa? Odată la câteva zile mă dau cu cremă pe tot corpul. Pe tot corpul ăsta al tău. Pe tot corpul ăsta. Stai pe puțin, trupul banciu. Ăsta de... Câte zile ți-a? De... Bă, ce ai făcut acolo? Dar nu că te încurcă. Ai pula și că îmi ia mult. Eu știu la ce te referi acolo. Nu te încurcă părul de pe corp? Părul de pe corp? Păi îl tund. Bă, corpul tău e o lucrare de două zile, efectiv, de cum ar veni niște muncitori să pună gresie. Nu, hai să nu schimbăm subiectul. Hai corpul tău arată oamenii. De parcă îmi vine să te întreb cine ți-a lucrat acolo. Cineva greșit aici. Păi, eu am strâng. Vrut să vorbesc despre rutina asta de beauty într-un alt sens, dar tu vrei să-mi spui... Stai puțin, stai Banciu, hai să vorbim serios, acum e grav în pula mea, deci tu... Te tunzi pe corp și după aia te dai cu cremă? Da, că dacă mă dau înainte, rămâne mult în păr. Asta e problema, aștept să mă tund. Te tunzi pe tot corpul, așa? Mă tund pe aproape tot corpul. Mă tund pe piept, în zona mediană și în zona superioară mă tund. Te tunzi mediană. Pe piept. Și cum te-ai pierdut? Da. Mă iau cu cărare pe mijloc, așa dau cu zero aici. Cum era aia, Brazilian? Pe picioare, nu te tunzi. Nu, pe picioare niciodată, Brazilian, că e semn de masculinitate. Da, te dai cu... Ce-ai zis? Are Brazilian pe piept, așa, cum era aia. Te dai cu cremiță pe picioare. Îmi fac un fulger, așa, pe piept. Mă dau cu cremiță pe picioare, da. Te dai cu cremiță. Mă dau și pe coapse, mă dau, și pe, și pe șolduri mă dau. Mă dau cu cremă pe corp, ce... Da, mă, da, nu. Stai, acum tu ce se mai dă nimeni stai așa, de ce ești oripilată, Maria? Că tu ai început să ne întrebi de beauty. Da, mă referam dacă aveți grijă de tenul vostru, nu dacă îmbibați. Păi, dar tenul nu face parte mai albă în părul lui Banciu de pe picioare, de așa. Ce doar tenul? Ce, dacă pieptul nu se vede, nu trebuie și el a îngrijit? Exact. Da, se gândește că poate se reprofilează în timp. Nu? Și la mine se vede foarte dacă des are un, dacă ai un rol, ai un rol, uite, ai un rol când trebuie să te dezbraci complet și fața e țaif și corpul să fie... Cine zice țaif? Cine mai zice țaif? Nu, se zice țaiz? Țaiz? Da, nu, ok.
Bine, mă bucur că te dai cu crema. Care e ritualul tău atunci? Nu e atât de interesant. Eu mă gândeam de ce firmele de cosmetice nu încearcă să, nu știu, marketeze niște produse și pentru bărbați, pentru că cred că... Marketează, dar e foarte greu să schimbi percepția asta, pentru că a rămas cumva împământenit că bărbații nu se dau chestii, ei doar sunt așa cum sunt. Bărbații, dar tu te dai la greu. Eu am încercat să schimb. Nu pe corp, nu pe față. Eu am încercat să schimb, n-am făcut reclamă la DAV, am încercat să schimb. Tu ai încercat să schimbi? Am zis? Da. Și datorită ție mă dau cu cremă pe tot corpul. Da, Banciu, de atunci ați dă cremă. Banciu, a înțeles greșit că trebuia să-și ia șampon sau la ce ai făcut tu reclamă. La ce ai făcut reclamă? La toate produsele. La toate produsele. Șampon, gel de duș, deodorant. Bravo, Ibrică. Păi... Și ai încasat bănuț frumos? Păi da. Bravo. Cât ai luat? Păi cât se ia, mă? 6 milioane de euro. Mi-au dat un spray pe viață. I-a dat spray pe, viață. Adică ți-a dat un spray. Sau? Eu intru în orice farmacie și zic bună ziua. Și scot o legitimație de la DAV și îmi dă spray. Cum ar fi asta? Kramer, știi că face deal-ul ăla în Seinfeld cu cafeaua? Când se duce, se arde Kramer cu cafeaua fierbinte la cinematograf și își găsește un avocat. Și ăla zice că poate să-i dea în judecată că era produsul fierbinte, nu scria. Și zice, se duce la înțelegere, la întâlnire cu firma care vindea cafeaua. Și ăla zice, Kramer stă lângă avocat și ăla zice, ok, ne-am gândit să vă dăm cafea gratis toată viața. Și sare Kramer de pe care apaia, it's a deal! Bea super multă cafea și e agitat tot timpul. E foarte la bun. La ce produs ați accepta asta? Să-mi dea lifetime supply? Da. Gen să accept să faci reclamă. De cel mai întreb, Maria? La mine? Ce crezi că ar accepta? Crembuș. Crembuș. Orice e tocat, băgat în plastic, împachetat. Deci dacă e cineva care face crembuști mici sau shawarma care ține mai mult de 3 zile. Știi ce mă deranjează pe mine la tine? Nu că mănânci crembuștii cruzi și nefierți. Adică am trecut peste asta. Că-i mănânci fața. Pe mine mă deranjează că îi scoți din ambalaj, bă, și nici nu-i treci printr-o apă. Păi da, suculețul ăla, zemuța aia în care stau ei, este toată seva, e toată șmecheria aia. Cum vrei să-i spăl? Bă, ăsta de-aia trebuie să dea cu cremă pe corp, că mănâncă seva aia, îți dai seama. Stai de... Ce știi sub bluza aia? Tu scuturi punga de chipsuri de sare? Nu e toată... Nu, mi-o torn în gură. Păi asta e ideea. Normal. Plus că eu chiar vorbeam zilele astea că nu înțeleg oamenii care mănâncă shawarma și după aia nu suc sosul din ambalaj. Bine, să știi că m-am gândit mai bine. Cu aia nu-s normal, serios, chiar nu-s normal. Deci oamenii care au shawarma și o mănâncă, mai ales când ești beat, că mănânci shawarma când ești beat, nu toată lumea. Noi mâncăm și când suntem treji. Eu mănânc când sunt beată shawarma și când rămâne sosulețul în ambalajul ăla de plastic. Cine până la mine nu-l suge? Sunteți nebuni? Da, mai ales la micul dejun. Da. Că știi cum e? Te trezești până la 6-7, alergi în parc, vii, bei o sticlă de Jack, ți-ai shawarma și sugi ambalajul. Eu sar peste sticla de Jack. Eu mergem peste. Și am băut, sticla de Jack. Voi vă gândiți vreodată că o dată... Niciodată. E, du-te în pula mea atunci. Niciodată. Ce vrei să mă vă gândiți vreodată că vreți să fiți părinți? Da. Da, mă gândesc. Dar după aia mai mănânc o șaurma și mă liniștesc. După aia dispare efectul de la Viagra și trece. După aia o desleagă pe fata aia și trece. Oh, no. După aia o trezesc de la cloroform și... Se trezește. După aia o trezește de la cloroform și o trimite la școală și trece. Oh, no. Mai am, mă abțin. Cel mai greu mai e când e moale așa să-i pui ghiozdanul așa la în spate. Și problema e că consum bani pe șervețele să-i ștergi lacrimile. Și nu numai lacrimile, adică... Mai să ne oprim, că nu e. Ia valul și sunt locuri puține în iad. Sunt locuri limitate. Gata. Nu, serios. Lăsând asta la o parte. Chiar vă gândiți așa la chestia asta, frate? Adică mă gândeam la faptul că acum au fost plecați într-un turneu. Era și Sorin, și Raul, și Cristi Popescu. Mamă, cât sex. Și ce? Sorin cu Raul. Nu știți? Nu știi toată lumea? După 3 zile plângeau toți după copiii lor. Nu mai erau la modul ăcoi, ce mai dar nu după copilul fiecăruia. Bă, vezi să costă banii astea. 2,50 lei. Dar stai așa, mă, că nu plângeau. Deci nu că, adică, s-au întors la copii. S-au întors la copii. Nu-i cu dramă. Stați un pic. Că e cineva care dă nervi. A spart sticlă. Plângeau după copii. Poate e grec și l-a luat vală. Și copilul ăsta stătea singur în
Mai țineți minte când am avut show în orașul ăla unde oamenii băteau cu palma masă când râdeau? Da, da, da. Cu Hunedoara. Nu era Hunedoara. Nu era la Hunedoara, am fost o singură dată și a fost în cinema. N-aveau în ce să bată, că ar fi bătut. Dădeau cu picioarele în scaunul din față. Am făcut show-uri în niște locuri, dar mi-aduc aminte seara aia în care băteau, că auzeam râsul, dar auzeam mult mai tare palma, știi cum băteau așa în masă și mă gândeam ce palme au ăia, câte palme au dat ca să se bătătorească, ce femei sănătoase au în oraș. Da, a fost foarte mișto în Craiova. Unde ai zis? A fost foarte mișto în Craiova. Nu era, mă, Craiova. Nu, mă, era Paris. Când eram în Paris. Da. Da. La Paris bat cu monoclu, așa, știi? Mancă, tu dacă faci show la Paris, tot la comunitatea de români faci. Nu monoclu. Ah, corect. Au iPhone-uri. Bat cu lopata. Blocate pe Anglia. Bun, deci nici de copii nu vă interesează să vorbim. Vrem să evitați toate subiectele astea sensibile. Lași să mă întreb, adică vrei la întreba Bobanciu ca să afli dacă vreau eu copii? Nu, dar exact. eu știu că tu vrei copii și știu motivul pentru care nu vrei acum copii. Acum, în momentul ăsta? Că se uită oamenii. Că n-avem timp de ei? Eu asta mă gândesc, că eu nu pot să mă gândesc la copii acum. Că mi se păi de ce, că sunt atâtea cazuri. I-au făcut și au recuperat după 7 ani de la bunici. Cazul Lumincu. Da. Serios, să-l iei când e gata de muncă. Ori la 18 ani îl bași pe Uber? Păi așa-l iei la 6 ani. Ok. Depinde dacă vrei să-ți faci o firmă de Adidas. Nu, haideți să vă frumos. Pentru că eu nu sunt de acord cu copiii care muncesc de mici în Adidas, în industria asta. Că îi fac aiurea. Da, pentru că... Deci mi-am luat ăștia de nose. Serios, n-ați observat că eu în acum portam 46 de obicei la Adidas, da. Și am luat 46 și mă strângeau. Da. Și acum, deci, să se hotărască în pula mea odată care îți mărimile alea. E așa e, mă, dacă... Că nu citesc tabelul ăla, intră de bezmetici așa să iau cu altele cu vorba. Și nu citesc, nu că n-ar ști să citească, dar n-ajung să vadă tabelul ăla, că sunt foarte mici. Da, dar privim avantajul. Masa fiind înaltă, ei nu mai stau jos în poziția asta care îți face foarte mult rău. Și lucrează așa. Da, e... Și că-ți cau birouri în alea electrice, apeși pe butonul și se ridică biroul. Haideți, vă rog, omule, toți să încercăm în drumul nostru către iad, noi trei, când o să mergem. Să nu ne-l pavăm noi, totuși. Hai să-l paveze alții. Avem rezervare. Știu, avem cineva separeu. Și-a luat cineva Long Island. M-a auzit acum Long Island. Și... Luni? Cine pula mea bea Long Island? Long Island, Long Island nu înseamnă că sunt mai multe tării una pe zi. N-am băut în viața mea. Da, nici copilul. Bați cu palma masă de obicei când râzi. Bă, nu, e ok să-ți iei Long Island dacă conduci după. Asta e ok. Dar deci nu vă interesează să vorbim despre copii? Ba da, nu, ba da, nu, ba bine. Da, nu. Eu îmi doresc copil. Okay. Eu îmi doresc copil. Și de ce nu-l faci acum? Pentru că la fel ca la voi, nu este momentul. Adică în momentul ăsta nu am un venit atât de stabil cum aveam înainte de pandemie. Când erai angajat la Orange sau ce pula mea aveai? Era mai ok înainte și acum, na, nu știu, mai aștept puțin, mai aștept să zic maxim 15 ani și o să fac un copil. Dar tu poți să faci copil și când o să, peste câți ani mai? Am 33. Faci 34, acum în martie. Au 34. Ce vrei cadou de ziua ta să-ți luăm? V-am spus că nu vreau nimic, dar am ținut-o așa că nu se uita nimeni. Vreau o bicicletă care costă 3500 de lei. Bani, nu ne pasă pentru... așa mult de tine. Dacă toți patronii ar pune câte, să zicem, 10 lei. Tot ai în gură. 3500 de lei? Ce face o biclă de 3500 de lei? Băi, eu merg zilnic, e mijlocul meu principal transport. De ce ai biclă deja? Pe biclă. De ce ai biclă? Am biclă, dar am electrică și ergo. Are biclă, dar e electrică și trebuie alta de 3500 de lei, ai da, înțeles? Pentru că asta electrică a fost 1500 de euro. Una furată de poliț, ce e? Nu, fii atent. Îți faci ziua? Vreau să-mi fac ziua la mine la curte. A, mi-ai zis, da, mi-ai zis ieri. Grătar, da, da. Da, mi-ai zis ieri. O să tragem cu arcul, o să bem alcool, după aia o să tragem iar cu arcul. După aia o să am un perete de lemn în care o să aruncăm cu toporul la țintă și tu o să stai cu un măr deasupra capului. Banciu, auzi, fii atent, tu știi că el a mai vrut asta într-un an cu aia? E a doua da, oară... Da, a fost frig, anul ăsta e foarte cald. Este a doua oară când zice că de ziua lui să aruncăm cu toporul. Da, mă, știu, m-am săturat să arunc cu toporul. E 3500 de lei, trebuie să promovez cumva ziua mea ca să obțin cadou ăla. Ți-am zis că nu mai arunc cu toporul în sicriul ăla de țitul pentru mătușita. Ba, pula, nu mai... Mamă, să zice că se uită la podcastul ăsta. Ce? Se uită la podcastul ăsta. Mătușita? Serios? Și-a mai revenit?
Nu, s-a operat de glaucom și acum trebuie să tăiem toate bucățile din podcast. Nu, hai să nu-l punem pe net, rămâne între noi podcastul ăsta. Dar de ce să nu-l punem pe net? Pentru că, fula mea, mi-e mai frică de comunitățile care protejează mătușile bolnave și copiii decât de Vladimir Putin și Transnistria, efectiv. Adică... Revenim la copii. Am observat o chestie, am uploadat un clip, vreau să fac o chestie de care nu v-am zis, dar vă zic acum de fază cu toată lumea. Vreau să fac o chestie foarte mișto pentru 8 martie și am uploadat... Ți-ai făcut cont de OnlyFans? Da. Da. Am uploadat o chestie pe YouTube și am vrut să văd dacă mi-au flag pentru copyright. Și am observat că au postat foarte multe condiții de eligibilitate pentru monetizare. Și au apărut niște chestii care sunt foarte subiective. Și chestia asta mă îngrijorează, sincer să vă spun. Adică... au să fie Macanache foarte multe exact. Chestii. Da, da. Macanache. Sunt foarte multe chestii care sunt subiective. Gen, zicea la un moment dat, dacă video îți creează disconfort... Adică poți să-ți iei flag, pot oamenii să zică că le-a creat disconfort. Da. Asta e o chestie foarte subiectivă. Ce-ți creează disconfort? Meditația. Poate să fie, tu poți să dai report la muzică chill de meditație. Hai să dăm hai grab, să închidem canale și aiure. Yoga jos. Retreat. Bă, gămea și pula report. Deci eu nu pot să fac lotusul. Ceea ce mă stresează foarte mult, report. Deci problema ta e că nu poți să faci asta. Nu, care? Ce asta? Ce vrei tu să faci? Nu, pot să o fac, că nu mi-au dat stai, flag. Stai, mă, dar ce ai uploadat? Stai un pic, deci tu ai uploadat ceva, o glumă dură, o glumă... Nu, am uploadat o melodie. Am uploadat o melodie ai și... Ai cântat-o tu? Da, am cântat-o eu și am vrut să văd dacă că e... Păi normal că îți creează disconfort în pula mea dacă cântai tu, îți dai seama. Manciule, ești un om de 30 și aproape 4 de ani. Dați-mi voie, ești un om de aproape 34 de ani care așa. Mâncă crem buștii direct din ambalaj. Când te dai cu cremă pe picioarele păroase. Vrei să arunci cu toporul la tine la țară de ziua ta și te miri dracu că ai ghinion. Deci sună ca bărbatul ideal până acum, nu-mi dau seama unde bați. Ai cântat o melodie, vrei să ne pui? Nu, voiam să vă demonstrez că am crezut că faceți mișto de nu, mine. Nu, cântă-ne, cântă-ne, cântă, nu? Cântă, Banciu, melodia. Cântă. Nu, că nu m-ați inhibat acum, nu mai vreau. Zi, mă, zi, sunt cântă. Nu, serios, era te rog să o cânt, serios, noi te susținem. Probabil așa se cheamă melodia. Pentru bicicletă. Pentru bicicletă, by Adrian Enache. Dă-mi o noapte nebună. Dați seama că n-o să fac asta. Da, mă, da. Da, de ce e că e sucă trebuie să cânti, bani? Zici că avem o emisiune de aia în care suntem doi muști care am invitat un om cu probleme psihice. Și ne batem joc de el. Eu o văd altfel de aici, e doar o emisiune cu doi muști. Dar... Banjo, știm sigur că doar eu sunt muistă. Zi. De ce crezi tu că e ok să cânti pe internet? Pentru că este ceva foarte, foarte amuzant și oamenii o să aprecieze foarte mult. Am înțeles, o să fie ceva amuzant. Să fie ceva foarte amuzant, da. Mă bucur, așteptăm cu mare drag să vedem ce o să posteze Banciu amuzant. Dar să știi că și eu voiam să fac asta cu melodiile. Păi și tu să cânti. Nu, mă, da, mă gândeam să facem, să vorbim cu Maca, să ne facem... Și Maca, să cânte și Maca. Nu, Maca să nu cânte, Maca să ne ajute cu studioul și așa. Și să facem, noi să fim doi rapperi. Care cântă despre căcaturi, știi, o temă. Am putea să ne numim rapperi faliți. Să fie o chestie gen să cânți, nu știu, de cum și-a luat la BMW, știi? O chestie de asta. Să ai o temă. Și să cânți, să facem pe bune. Să o dai pe bune, dar să fie parodie, știi? Mi-a luat BMW-ul, vreți un gard de lăsul mică. Vreți în 2022 okay. Să cântați melodii la mișto? Ca Divertis. Să știi că Lonely Island... Au luat Emmy, au fost nominalizați, de fapt, la da. Premiul Emmy. Da, păi o să fie la fel și la voi. Să facem noi chestia care nu era deloc politically correct și nu știu, cred că e ok să... Podcastul? Ce-am făcut până acum, azi? Da, dar nu știu, asta e mai... Cred că pot să o zic, dacă n-am făcut-o, e ca și cum doar am gândit-o. Băi! Adică, voia să fim doi rapperi, să fim așa foarte badass și unul e în scaun cu rotile și... și dar stai mă puțin, dacă faci... Oh, nu înseamnă că, de fapt... Pui oamenii în scaun cu rotile într-o categorie care nu ar fi normală? Bă, da, ce dacă e în scaun cu rotile? Și el un om normal. Bineînțeles, da. Adică am câștigat la politically correctness. Am câștigat la politically correctness. Da. Am întrebat 9 din 10 români. Și gen ăștia sunt... Fiecare are o problemă de deplasare.
Și ei cântă de cât de șmecheri sunt și dacă te prind ce-ți fac. Deci tot clipul e băgămești. Bă, e greu, fii atent. Normal, eu sunt perfect de acord că poți să faci haz de caz și dacă gluma e bună, merge orice. Eu sunt pro chestia asta și mi se pare că ușor chestia asta cu politically correctness-ul, care are un scop bun, o să cenzureze atât de tare că o să renască cenzura și atât. Da. Ca în anii 60 în America îi luau pe aia de pe scenă. Așa o să fie și la noi, dar... Trebuie să te gândești foarte bine cum o faci, înțelegi? Ce faci, Mincu, acum? Alea e genul videoclip, așa. Repetiții. Și așteaptă rândul, știi? Și mai faci, știi, că se rotesche cu căruciorul, așa, și se rotesche, ha! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Dacă ai rampă la bloc, ai belipula! Dacă ai pe cineva care să mă ajute să urc cu liftul... Eu parchez cel mai aproape de intrare! Am avut odată un tip care a venit la... Mai ții minte când... Ai terminat? Te sfătuiesc să termin, sincer. Am avut un tip care a venit la un show de la Brașov, dacă ți-aduce aminte, și era în scaun cu rotile, da. Și se uita la râs ca prostul și a zis că a scris și el niște glume și erau niște glume bune. Super dure despre oamenii care sunt în scaun cu rotile, dar le-a făcut el, adică, da. Uite, ăsta era un tip care a luat și a făcut haze necaz, dar credem că nu toată lumea. Dar știa gluma mea aia, am avut în primele episoade de râs ca prost, am avut eu glumă, că am cunoscut un om într-un scaun cu rotile, părea la locul lui. Și știa că i-a plăcut gluma, el a râs. Așa s-a râs și atunci. Da, mă, sunt foarte mulți oameni care au simțul umorului, deși au probleme și cred că ar trebui să ne... Cum ai fi tu? Să mă ajute cineva să mă ridic, să plec. Dar cred că trebuie să ne concentrăm pe ei și cred că n-ar trebui să ne facem grijă atât de multe, pentru că sub nicio formă nu... Nu o să cropoiască cineva să pună pe net. Cui pasă dacă să cropoiască? Bă, dar mai e o chestie. Noi vorbim, avem această apărare în spatele stand-up-ului, că suntem comedianți. Și e clar că dacă oamenii, dacă cineva te știe și faci niște glume, te urmărește, că noi nu râdem de oamenii ăștia. Noi căutăm partea funny în orice. Și în viața noastră, când facem mișto, că făceam glume și dacă era cineva la o mormântare și căutam să vedem ce e funny, știi? Deci tu nu îi desconsideri, niciun caz. Dacă cineva ți-a o bucată și ți-o cropuiește, da, atunci o să fie scoasă din context și o să fie super dubioasă. Dacă ai fi să faci asta exact cum ai zis tu, de cenzură, să nu mai poți face glume despre nimic, ok, deci despre aia nu mai faci, despre oamenii care sunt mici de înălțime nu faci glume, că e nașpa, că faci, că ce problem poți să zici, știi? Dar e foarte mare diferență să faci o chestie contextuală în care omul este inclus, adică umorul nu reiese din faptul că are o problemă omul respectiv, indiferent de problema care ar fi. Acum am vorbit despre chestia asta, dar oricare ar fi problema. Și să faci o glumă de omul ăla, să râzi de el. Niciodată nu râdem de cineva, de un om sau de o problemă, știi? Inventăm un context sau gândim un context în care poate să fie... Adică facem noi cumva haz de necazul pentru omul respectiv, care dacă ar avea simțul umorului, ar înțelege că e haz de necaz. Dar nu-i bătaie de joc. Nu-i bătaie de joc, exact. E foarte mare diferență. Acum aveți dreptate în ce spuneți, dar a postat Raul de curând o chestie pe net și era exact o tipă care explica cum comedianții văd lumea dintr-un anumit unghi și felul în care satira ajunge la oameni și de fapt tocmai face awareness că copiii muncesc în niște țări și după aia era un crop momentul următor cu ea pe scenă. M-am căcat pe mine la un moment dat și era gen, cum facem noi stand-up-ul să fie, bă, stați un pic că noi de fapt suntem un fel de filozofia ai noi ere. Și după aia urcăm pe scenă. Odată m-am fătut într-un elicopter. Da, noi tot ce facem doar creștem salariile pentru copiii mici care lucrează în Bangladesh. Exact. Și mutăm din industria sexuală în industria adidașilor. Ah. Nu cred că e ok să punem asta. Banciu o duce și la alt nivel din cauza psihozei în care el se află. Știi de ce? În primul rând că nu sunt de acord. Cine mai lucrează după aia? Eu cred că noi avem voie să facem glumele astea, că am crescut în România și am fost toți săraci. Plus că e foarte marfă să-ți faci proprii pantofi cu toc. Okay. Voi aveți chef acum? Am auzit că s-ar putea să plecăm în turneu după 2 ani de nemers în turneu. Cum? Aveți chef? Vi se pare că o să... Da, dar am fost totuși în turneu vara aia. Am fost 3-4 orașe, mă refer să faci turneu. În cluburi, în săli, m-am fost pe terase și așa,
Dar normal că am chef, mi-e super. Adică ai entuziasm acum să te duci, da, nu? Da, 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 chiar am super mare chef. Că, adică mă gândeam la chestia asta, că întotdeauna când nu mergi de mult timp în turneu, vine entuziasmul ăla de, mama, abia aștept să merg în turneu și să merg în Cluj și să merg în Timișoara și să merg în... Unde pula mea mai mergem noi? În Brăila. Și Brăila ne place. Da, mă, normal că îmi place Brăila. Unde dar nu camera? Ca Galațiu. Îmi place Brăila. Îmi place Brăila. Tot. Cine e din Brăila? Da? El e din Brăila. Ne place Brăila. Nu ne plac brăilenii. Sau nu neapărat toți. Ideea e că mă gândeam, crezi că ai fi mai... Crezi că după ce trece o lună în care ești în turneu și înjuri de toți morții că ești obosit în turneu, oare dacă ai fi într-o țară în care avea infrastructură, ai înjurat de mai puțin morți în turneu? Bă, sunt sigur. Asta e cea mai mare problemă a mea. Serios, crezi că ai fi mai puțin obosit la modul... Ce crezi că te obosește mai mult? Ideea că în fiecare seară ești în altă parte, că faci probe, că faci show, că nu știu ce, că te muți, că dormi în alt pat sau că ești pe drumurile astea de căcat? Ce crezi că te rupe cel mai rău? Pe mine drumurile ne omoară, asta vreau să întreb. Drumurile noastre. Drumurile ne omoară. Pe bune. Drumurile mă rup cel mai rău. Asta mă deranjează cel mai tare, că e foarte periculos. Tot timpul trebuie să evit accidente ca să nu moară alți imbecili și noi. Mi se pare asta. Adică imbecili în general, ca să da, asta mă rupe cel mai rău, drumurile. Drumurile? Pe tine, da. Ce te rupe cel mai rău, iubirea mea? Faptul că sunt cu voi doi. Nu, nu. Faptul că trebuie să dorm cu noi în pat. Faptul că eu trebuie să dorm la mijloc. Și faptul că eu trebuie să dorm cu fața spre tine. Și faptul că tot timpul la 3 noaptea, fix la 3 noaptea, inexplicabil am erecție. Deci... Ce-i cu tine, Banci? Ce? Nu, n-am. Cine crezi că te-a rănit când erai mic? Serios, știi ce mie cel mai... Am stat un pic și am analizat ce mie e cel mai greu în turneu și mie cel mai greu mie în turneu că nu sunt toalete între orașe deloc, adică nu sunt benzinării și îmi vine tot timpul să fac pipi. Mm. Păi și asta, bine, și dacă ai fi în Germania, ar fi mai multe toalete? Nu sunt nici în Germania, e tampulea peste tot. Deci pe tine nu te rupe turneu, te rupe vizica ta biliară. Dar pe tine problema ta nu e de turneu, e că... Te e piși că... pe tine în continuu sau ceva. Da, treci apa așa prin mine. Păi tu? Na. Problema ta e că nu accepți voyeurismul, asta e problema ta, că nu-ți place să uită oamenii la tine când faci pipi pe autostradă. Dar tu poți, ai putea să faci pipi când se uită oamenii la tine? O să ne ardem ca și cum nu s-a întâmplat acum sau care? Simă, serios, ai putea dacă, ai că nu te stresează? Băi, eu am făcut de multe ori pipi pe autostradă sau pe drumuri naționale. Da, dar nu, oameni treceau, nu pune cum fac bărbații pipi. Și am făcut cu fața spre stradă, nu eram cu spatele. Deci nu, eram... Pune-te, uite, data viitoare pe un drum național, pișă-te pe bine. Stai pe bine și pișă-te pe bine. Nu mai văzut niciodată. Aia e poziția, prinții? Pentru că mi se pare că e mult mai ușor să stai în picioare. Prinții? Și să dai, știi? Da. Îi mai aviși tu, Lumin, cu o măsură de... cu un cup de gheață. Da, dar vezi că nu mai avem din whisky-ul ăla, așa că nu știu ce o să aduci. Lasă că ți-a aduce un alt pahar. Mai adun și mie, prinții, te rog. Ce mai ultimul jur, prinții, promit. Nu mai beau în viața mea după asta. Ceva ok. Niciodată nu mai beau după paharul ăsta. Da, promit, mă, nu e vorba jur de drum. Adică drumul te obosește. E... Deci drumurile ne omoară, domnul Minguleșcu. Asta e problema, doamna Maria. Noi mergem acolo, mai de spectacol. Da. Eu aș vrea să am o emisiune la televizor, doar că să mi-o ard așa. Nu, domne, drumuri. E 9 dolari o tier de la Sibiu, acolo înainte de Sibiu. E unde e... Domnul Minguleșcu. Eu vreau să zic... Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Asta vreau să zic. Și să invit oamenii să zic aia. Bine ați venit, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Ce mai faci? Nicu șofer. Cum sunt drumurile la noi în țară, domnul Nicu? Deci din perspectiva mea de șofer profesionist. O scuzați? Dealul negru? Dealul negru pentru mine, îl fac și cu ochii închiși și... Știți că nu există dealul negru, se numește Valea lui Negru? Da. Dar nu toată lumea la nu zic dealul negru, dacă mergi de 30 de ani, dealul negru zici. Eu zic cum vreau. Am înțeles. Deci mie nu-mi place să conduc, deși conduc de 35 de ani. Dar dumneavoastră opriți vreodată să luați o prostituată de pe drum? Da. Eșu, sunt fete tinere care muncesc decât să facă pantofi. Sau stand-up comedy.
Știi cum e? O dai noi. Și cam cât o dai noi. Cumva o ofer noi. Ea e prinț, ea are nevoie de țâțe. Să-i dați tip să-și pună. Ești prinții? Cu plăcere în pula mea. A, problema e că nu de fiecare dată am șervețele umede la mine. Aoleo, Mincu, nu, nu merge în zona aia. Hai să ieșim din zona aia. E foarte greu să te ștergi la pulă cu ziarul. Mai ales că presa scrisă numai... Când o să mori, o să spunem pe mormânt. E foarte greu să te ștești la pulă cu ziar. Am respirat whisky, am tras pe n-a. Ce prost ești. E foarte greu. Auzi, știi ce mi-ar plăcea să pot să fac? Când merg în emisiuni de astea la tele... Plângi, iubirică? Dacă m-am șters cu ultimul ziar și n-am apucat să-l citesc. Și acum poți să-l citești, dar mai greu. Trebuie să citești printre rânduri, dacă mă înțelegi. Mie mi-ar plăcea să pot să merg în emisiuni de astea de TV unde spun aceleași întrebări de fiecare dată și să răspunzi de-n pule, așa, total. Să faci căcaturi, știi? Aceleași întrebări. Și voi v-ați căsătorit, da? Da, coaie. Și copiii când? Și să începi să plângi, să faci din astea, spui că ești bolnavă și n-ai cum să faci copii, să spui chestii total aiurea în emisiuni, să nu iei în serios, dar n-ai cum să faci asta. Păi crezi că am putea să facem asta vreodată? Nu. Ți-ai luăm la pulă? Nu. N-avem cum, nu? N-avem cum. Trebuie să răspundem serios ca proștii așa. Da, trebuie să răspundem, n-ai cum, cum dar să poți faci. Să răspunzi random. Dar în primul rând, de ce n-ai cum să faci? Pentru că dacă, dacă tu te duci, accepți invitația, da? Tu, e ca și cum, tu știi în ce mediu te duci. Sunt niște reguli. Nu poți să zici, să vorbești urât, că, na, se uită, e să... cu CNA-ul. Asta primesc mesaj când sunt emisiuni live, îmi scriu pe WhatsApp înainte de emisiunea live. Nu este voie să înșuri. Deci n-aveți idee. Noi când mergem la emisiuni, mergem la... Asta, zic, coaie, știu, în pula mea, este liniștit. Când mergem să vorbim chestii... Noi efectiv ne gândim... Bună măruță, ce morțită îi faci! Ați și ochelarea. Adela, ce faci, fă? V-ați mai șteți la pulă cu ziarul, bulangilă. Nu, mă, nu, dar e drăguț că sunt drăguțe doamnele alea. Lăsând gluma deoparte... Să nu înjuri, Maria, nu, uite, te rugăm. Stai un pic, lăsând gluma deoparte cu exagerarea asta ce ați făcut acum. Deci, eu întotdeauna, când mi se pune o întrebare, am așa o fracțiune de secundă în care randează, rulează, gen, nu zi fut-te, știi? Sau de-astea, da, să mor eu, știi? Sau chestii care-s mici așa, nu-s grave, dar gen... La o întrebare, ați plecat în turneu? Ești de bun la cap. Deci să fie o chestie asta, un răspuns care... Da, unde da, pula? Nu, unde, asta, asta e un exemplu bun. Cum ați mai plecat în turneu? Unde pula mea să plec? Ar fi răspunsul normal, știi? Și rulează, vine primul răspuns, unde pula mea să plec, după care zic, în ultima vreme... Asta e singura panică, dar... Care e cea mai nebună chestie pe care ați făcut-o în ultimul da, timp? Da, și nu poți să zic, rulează, iau mai droguri, la pulă cu un ziar și tu zici, nu, am mâncat broccoli. Nu, iau droguri, am glumit. Dar ideea e că nu poți să, da, nu poți să zici. Spuneți o nebunie pe care ați făcut-o. Nu pot să zic. Eram cu Micu pe autostradă. Părinții dormeau în spate. Și vinul ăla m-am fierbântat așa la... Aveam un ziar, l-am șters la pulă. Pare rău, mă scuzați. Băi, de cap, erau, mi-am să uite la faza asta cu... erau doi băieți în fața mea la magazin, la un magazin non-stop, să cumpere vin. Și l-am dat unul, a zis, de care luăm frățiorul, luăm roze de la... Și că nu mai luăm frățiorul roze, că m-am fierbântat rău data trecută. Băi, mulțumim mult de tot, trebuie să încheiem podcastul ca să putem să facem și o sesiune de Q&A, da. Pentru că sunt restricții și trebuie să închidem clubul la ora 10 și este 9 și un sfert. Ne pare rău, dar, nu noi... Băi, cine vrea să încălcăm legea în seara asta? Acum urmează, în afară de Macanache, sau cine a urlat, o să avem un microfon wireless și orice întrebare vreți, ridicați o mână și o să ne ajute cineva să vă dea microfonul. Stai ca puțin, să, se să zicem filmare. Pentru filmare. Da. Mulțumim mult că v-ați uitat la podcastul S-a și râs. Nu uitați să dați un like și un subscribe și să-i dați lui Banciu 10 lei să-și ia bicicletă. Că eu îi dau de-a dracu, nu-i dau nici 5 lei, nu-i dau. Nu-i dau bani, da. Nu merg la ziua lui oricum.